Da, salutare, ca și bine la un nou episod. Am oprit înainte episodul pe care l-am făcut pentru că a fost prea toxic, iar am pierdut iar un altă voie și amar. Pentru că lumea când se bagă la dungeon, efectiv nu mai știe ce să mai facă, s-a pierdut total și nu se merită. Ia, gen, de asta povesteam în circul cu Camille, cu Deale, nu, mă rog, hai că mai eu cu altceva. Bă, apropo, dacă am mai scris și eu pe chat-ul ăsta global aici de la serverul unde ești că cel mai bine uitați-vă efectiv pe niște videoclipuri sau faceți-l de vreo 2-3 ori, uitați-vă la alții ce fac și repetați după ei, pentru că dacă nu, pierdeți numai niște puncte care, pun exemplu, după un pic, cred că un pic mai greu de făcut și aia să fim realiști. După level 50, cam a explicat majoritatea youtuberilor, streamerilor, apropo facem live-uri pe Twitch, pentru că pe YouTube cum postăm episoade și un alta nu mai e deloc, deci nu mai e deloc notificare și atunci ne băgăm pe Twitch. Oricum am conectat cu Steam-ul, cu ăsta YouTube-ul, mă rog, și mi-a recomandat să mă bag pe, cum se numește, să mă bag acolo pe TikTok. Am uitat ce am vrut să zic efectiv. Deci pe TikTok acolo, știi? Și așa e cel mai bine, n-ai nicio treabă. Asta e. Hai să merg un pic până aici. Oricum acum e pace, un alta, n-ai treabă. Și bă, hai să vă povestesc o mică schemă, chestie, de fapt. M-am apucat. Am căutat un server de Fiverr. Foarte multe servere sunt noi, poate mulți dintre voi încă vă mai jucați și până alta, whatever. Mă, și nu m-am găsit, adică intra pe niște servere, ori erau puțin player, ori unde erau un pic mai mult, era troll total și efectiv mi s-a cam luat, sincer. Și întrebarea mea de foarte multe ori, de ce nu se deschid serverele de la 5M, deci serverele de 5M să meargă pe asta, cum se numește, pe RGMP, pe platforma RGMP, pentru că poate oferi mai multă calitate, FPS-uri, performanță, scripturi bune, chestii de astea, știi? Părerea mea, am o sincer, ai apărut tu cu turnul de lacrimă să așa, no, mă rog, ce să zic cu el, și da, acum stăteam acolo, mă jucam, cred că acum, recent, da, acum, recent, m-am băgat așa alții. Haide, frate, serios, deci frate, că nu pot să-mi dau teleport de aici. Uite, dar de când l-am schimbat, mă, pe ăsta, că nu... Nu a fost chiar așa, gen. Uite, ce e Aladdin. Pentru că am dat stun. No, mă rog, împire. Măi, și efectiv, cum am zis, nu am găsit așa un server cât de cât ok. Mă rog, pe placul meu, nu aș putea să efectiv să stau să încep o serie. Așa cum am făcut mai demult. Serie de-alea mea proastă, în fine. De găsim de aveți numai farm toată ziua. Ca asta vă place farm-ul extrem de mult. Și a rămas la ideea că încă deocamdată o să fiu în căutare, dar o să-mi iau rastul și da, totodată o să ne jucăm foarte mult rast, dar vedem ce acolo de cât am văzut, e un pic cam distractiv, sper să nu fie niște update-uri și atâta tot, gen să găsești și un server de rast care chiar să fie ok, dacă de preferat poate chiar și pe România. Dacă sunteți jucători de raft, vă aștept acolo pe Discord, aveți toate în descriere. Plus TikTok-ul meu unde o să postăm episoade, vedem cum facem, că cred că pentru mine ar fi prima dată când mă bag un pic așa pe raft și chiar aș vrea să văd de fapt diferența dintre asta pe care l-am jucat acum și oricum ne-am apucat un server și acolo pe ultimul server de pe ultimul loc de survival a văzut foarte bine ce s-a întâmplat, s-a închis serverul, adică da, nu pot să-mi înțeleg treaba asta, pentru că
Mi se pare un pic cam prostească schema. Eu înțeleg că na, aștept și tu un pic de susținere în alta, dar dude, chiar o frumos serverul, dar în fine, știi cum se zice, tot timpul ce e frumos nu durează mult, adică n-ai ce să mai zice. Asta s-a închis, s-a închis. În ultimul minut mă prea de jucat mai mult single player pentru că vreau să-mi băt jocul și de fapt na, nu mai avea la pe unde. Când vreau să mă bag pe asta, pe server închis, gata, salut. Asta e. Da, nu știu, poate o să mă apuc eu să scriptez un server la un joc. O să vedeți pe ce joc e vorba. Și așa, o lăsăm acolo, vedem ce putem să facem și cum o să fie, pentru că mă gândesc un pic mai bine, ținând cont că tot timpul o să fie deschis, știi? Deci, na. Hai să... Gen, da, fac aici, nu mă duc cu la dungeon, că băieții mei cam exagerează foarte mult cu trollul și cam aș, cred că aș cam schimba serverul, să fiu sincer. Că în ritmul ăsta nu prea am, nu prea fac față cu nimic, știi, adică te duce la, deci din, să zice că din 10 drumuri la dungeon, bătări cu boss și un alta. Să nu exagerăm. 6, cred că sunt numai troll. Deci, efectiv, ori ies din parte, ori înainte de boss ies din parte. Să mă ieri, s-a cam întâmplat. De foarte multe ori și am mai scris și eu aici pe chat-ul cu Albarto. Dude, nu mai lăsați troll în pace, de ca să fim realiști. Deci, intrați, jucați-vă și gata, dacă nu vă convine. Dar m-am mai întâlnit pe unul care s-a băgat pe joc și trebuia să plece repede, adică bă, dar au rămas până la final, deci nu a plecat, nu a plecat gen, știi? Dead Soul Shard, hopa! Dead Soul Shard? Unde e ăla? Ăsta-i. Nu, mă rog. Ce bun e de parmat aici ar fi un joc, numai că nu mai știu, nu știu până despre playerii, gen, bine, de pe serverul ăsta. Tot îmi aș face dungeon? Nu știu că e recomandat de făcut, dar în fine. Bine, cum la mobi normal, gen, păi ăștia cum ar fi de pe map, bine, nu aici. Gen, ăștia de pe mapă, nu-ți ofer foarte multe, nu-ți de experiență foarte multă, poate niște item așa random și după aia nu are drop-ul, cine știe când. La dungeon este una și bună. Apropo, am înțeles că s-a dat un fel de... M-a pus în niște de aia. Remake la Bow și l-a făcut foarte slab acum. Și dacă aveți Bow, schimbați-vă, Arcaș. Gen, Arcaș, dacă aveți Arcaș, o să schimbați-vă, de-aia mi-am schimbat și eu și am făcut stop-ul ăla, dar încă nu, încă n-am apucat să fac level mare pe el, așa că oricum o să am un pic de timp mai încolo, deci și așa, cum am cu live-urile de pe Twitch, unde vă aștept și pe voi, cred că l-am acolo în descriere link-ul, o să puteți să... Bă, du-te mă, până unde e range-ul ăla, mă? Nu știu ce fac cu Quality Marid One-ul ăsta. Ia stai să-mi dau repede un teleport. Mă crezi că o să-mi dea hit. A, nu. M-am gândit că o să-mi dea hit. Am ăsta aici de făcut la balenă, dar... Lasă-mă first. Numai nu pot să sar acolo pe balenă de aici, de sus, mă jur, adică mi se pare... Și tu, gen, pelul nu s-a terminat, de ce nu închid serverele să mai, să le scoată? Poate urmează ceva update, dar oricum, stai, să ne uităm la ceva. Ăsta mi se pare cel mai ok, bine că oricum după aia le dau, știi, codex, l-am făcut la collection, adică... Cam asta, că am zis că vreau să mă uit la ceva. La Battle Pass.
Am deocamdată pe sos ăsta nu l-am luat deloc, deci nici nu m-a interesat să fiu sincer. Adică te înțeles mai cred că pe undeva foarte puține zile mai azi, dar nici skill-ul ăsta nu mă interesează. Uite-te aici cum arată, deci o tăpăc. Mi se pare un pic cam ciudat totodată, știi? Acum un trade, am aici câteva. Aș putea să le fac. Craft. Ia să vedem, 40k. Le fac pe asta acum pentru că da, e un pic mai ok. Oricum trebuie să fac rost de un ring. Mă că de asta nu mai am deloc. Bine, nici nu cred că pot să le ai, dar bine. So you've heard of Hanzo. Please come here. Dacă ăsta aici, stai să mă pun dincolo să le iau pe celelalte. Unde pe aici? Deci, quilt. Ui, ui, 4.000 și ceva avem, mă. 100 prețul LOL. Ce prostie. Am înțeles. Stai, bro. Lasă-le cum consum dacă tot. Comanzil? Nu. De asta ar trebui să mi le iau. Astea, trei tu, neapărat. Meh. Dar oricum mi le recuperez înapoi de la. Da, cam atâta. E bine, oricum nici eu nu mai am, dar în fine. Stelarea. Stai că nu mai știu pe unde era aici, mă. Ce stelară, mă. Da. Nu știu dacă l-aș lua, sincer, dar în fine. De celălalt avem 6.000. Alea pe patac, pe alea storage, ok. Hai să vedem ce putem să punem. Tot așa. Bă. Le pun, mai fac un pic de loc, știi? Că e mai ok în genul ăsta. Skillbook, rare, chestii de astea, am de la 4. Asta e la fel. Accesorii. Îmi scrie, dar no, eu le tot pun. Deci asta aici, al cincilea. Perfecto. Aici le mai am pe astea. Contract coin. Da, trebuie să mai fac contracte, mă. Mă rog. Da, mă, acum am văd ea. Tot timpul din contracte se ia, dar de unde Dumnezeu sunt contractele? Content Codex. Păi bine, mă, și pe asta l-am terminat. Și de ce mi-ai mă apar? Lasă-mă, frate. Nu mă, gigantrice ăla. Și asta, ba. Așa. Nu e ok ce fac. No. Bun. Bine că mă pui să aleg.
Ce am vrut să fac? Contract coin. Ia să mă duc la unul cu contractele. Să vedem pe unde de fapt că dracu știi. Nu ăsta. Nu știu cine. Legend base. Guild base. Contract manager. Ia să vedem aici. La contracte trebuie să facem foarte multe. Deci contractele sunt pe primul loc. Bine, și dungeon-ul. Ia să vedem ce ai. Ui, ui. Câte avem? Contract full. Token în deșert. Avem un aici. Ok. Deșert escort. Nu înțeleg la ce se referă. E acolo. Oh, trebuie să-l escortez pe ăla. Almost there. Just need to go a little further. Păi de bun. Uite. De asta mai am 3. Îmi trebuie să iau de fapt 3. Bun. Cheer up, adventurer. We're almost there now. Oh, we finally arrived. Aici o să intre. Hey, thank you for your hard work. It's nothing special, but I prepared a small gift in this box. Please accept. Perfect. Ok. Hai, let's go. Să mergem la celălalt la hârbă. Să le facem și pana două. Dar oare curios pe unde ar fi? De acolo. Ia, perfect. Am și terminat cu el. Bine, până apare unul și îmi dă mare hit. Da, în fin. Perfect. Și m-am pe ăsta. Ce ți-am zis? Perfect. Bă. Ui, ui, ce e aici, mă? Ce zice? Collect Roots of Mandrake. Și următorul era... Lost Item. Băi, bun. Mandrake. Bă, n-am dat stun-ul ăsta prostesc, bro. Ce trebuie să fac? The fuck? Ah, trebuie să mor sau ce da, mă, trebuie să mor. Ia uitați-vă aici și învățați la quest marker. Bă, de fiecare dată îmi dă stun, nu? Pleacă, frate. Trap. Așa, perfect. Încă doi mai avem.
Bă. 5 și încă unul. Bă, așa, perfecto. Hai că da. Bă, nu termin. Nu. Așa, perfect. Este că e mana. A unde? Că nu-l văd. Ia acolo. Și m-am încă una. Din câte am observat. Oricum nu pot să le iau, dar în film. Ui, ui, 32, ești nebun. Bine, bro. Ia să le pun pe astea. Mi-a acolo ea la mare. Nu, deci mai avem pe ăsta. Și le mai avem pe celelalte, dar în fine. Tot trebuie să luați contactele alea, că vă ajută, adică na. Și măcar nu pierdeți timpul, futut. Tedere cu. Da unde, mă? Investigate the mana recording. Oh. Nu știu cum ajung acolo. Gen, investigate nimic mai mult, nu? Haide, bă. Trebuie să mă duc în spate. Opa. Doamne. Na. Asta o să mă duc după aia. Bine, perfecto. Am terminat și noi cu asta. Și hai să mă duc să iau ceam. Da. Aici. Hai să vedem, vreau să ne punem un pic cu el, știi? Oricum, mă cred că e fac față, dar fine. Mai, fac față mâncare. Nu știu la care ne făceam față cum vreau. Bă, trenit iar. Bine. Am luat și de alea. Bun. Enter secret. Auțion. Ok, super aproape. Ia. Aici, Mister's Box. Book. Unde? Cred că acolo jos e. Știi ce am observat, mă? Tot timpul stai unul care vrea să atace o parte de asta efectiv, adică n-ai nicio șansă cu ei. Trebuie să fie tot timpul unul care stai cum ar fi să păzească. E bine, mă. Enter. Ia să merg. Și ce fac aici? Ok, it looks like, as we all know, we do not reveal the auction. Buy a golem. Please listen carefully to the description of the item and raise your sign if you intend to bid. Și de unde Dumnezeu să cumpăr un golem? I can't believe this is up for auction. It's an ancient and venerable magic sword. It may be an exaggeration, but legend has it that this sword makes even the gods tremble. Your bidding begins at 10 mica. Those who wish to bid, that's 10. I'd like to bid. Next up is 20. Mm. Okay, 20. If you haven't bid, you'd better do it while you can. Ah, trebuie să cumpăr un golem, mă, prieten, luat-o pe acolo, leșina ta. Something that comes along very often. 20, you're the winner. I'll steal one second. We require some time to prepare. Exit. Mamă, bun, îți s-a scumpit nebun. Nu, nici la aia nu mă gândeam efectiv, cred că puteam trece pe lângă ei de 100.000 de ori. Enter a secret to the night. Mhm. Bine, nu? Ah, că nimeni nu l-a făcut în fine. Da. Bine, mă. Hai că ne mai auzim. Nu uitați de butonul de like, subscribe și ne vedem pe data viitoare. Ciao, ciao.